Ucrainenii au atacat din nou aeroportul militar Pskov din Rusia la doar două zile după primul atac. Totodată au apărut noi imagini cu avioanele rusești distruse în atacul surpriză cu drone. Ucraina a atacat cu drone kamikaze o fabrică din localitatea Liuberții, de la sud-est de Moscova, ce produce componente electronice utilizate la fabricarea de rachete balistice. O dronă a fost distrusă de apărarea antiaeriană, însă cel puțin una a lovit fabrica. Inițial, primarul Moscovei, Sergei Sobyanin, anunțase că toate dronele au fost distruse. Ucraina a efectuat însă și un nou atac asupra bazei militare Pskov, situată la circa 700 de kilometri de graniță. Au existat tiruri intense de artilerie antiaeriană care a reușit să doboare dronele ucrainene. Noul atac vine la doar două zile după ce altul a avut loc la aceeași bază militară. Între timp au apărut și noi imagini cu daunele provocate de primul atac cu drone asupra bazei Pskov. Serviciile de informații ucrainene au afirmat că atacul s-a soldat cu distrugerea a patru avioane rusești de transport, Yushin Il-76 și avarierea altora. Imaginile din satelit au surprins două astfel de avioane care au fost transformate în mormare de scrum în urma atacurilor.